Buldogul francez. Bună ziua, dragii mei iubitori de animale de companie! Sunt Cătălin, prietenul tuturor animalelor de companie și nu numai, iar încă de la începutul acestui episod țin să vă mulțumesc din inimă pentru atenția și îngrijirea pe care o acordați zilnic animalelor de companie, pentru faptul că le iubiți foarte mult, cât și pentru faptul că vă dedicați o parte din viața dumneavoastră și lor. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal de pe YouTube, intitulat Animalul tău de companie, pentru a cunoaște împreună noi date, cunoștințe, despre toate animalele de companie pe care le voi prezenta în timp în cadrul acestor episoade. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți să vă abonați, să vizionați cât mai multe episoade zi de zi, să vă bucurați de toate animalele de companie, de pretutinde. Dragii mei iubitori de animale de companie, astăzi vă voi prezenta câinele din rasa Bulldog francez. Bulldogul francez este originar din Anglia, deși, după numele său, foarte mulți oameni iubitori ai patrupedelor canine încă mai cred că acesta provine din Hexagon, Franța de astăzi. Renumiții crescători de câini englezi, de pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, depuneau mari eforturi pentru ameliorarea rasei bulldog englez. În urma numeroaselor selecții și încrucișări dintre bulldogul englez de talie mică și raterul francez, s-a obținut acest minunat cățeluș din grupa Toy. Se pare că linia genealogică a fost trasată încă de la Molosieni. Tot din același loc, zona Greciei de astăzi, ne spun cercetătorii din domeniul canin că își trage originile și mastiful englez, din care s-a dezvoltat ulterior buldogul, care mai târziu a fost împerecheat cu terierul, iar rezultatul acestor împerecheri a dus la apariția buldogului Toy în jurul anilor 1850-1855. Ulterior, comercianții de animale din Anglia au adus în Franța mai multe exemplare din această rasă de câini, numită de aceștia Bulldog Toy. În Franța, acești căței drăgălași au devenit foarte populari în rândurile francezilor. În lume însă, circulă și o a doua variantă asupra țării de origine a buldogului francez. După unii, crescătorii francezi au obținut acest câine în miniatură în urma numeroaselor selecții și încrucișări dintre câinii din rasa buldog englez cu terierii și câinii mai mici buldog toi la începutul secolului al XX-lea. Acesta prezintă similarități atât cu buldogul englez, cât și cu mopsul. În anul 1887, buldogul francez a participat la prima sa expoziție canină la Paris, iar în anul 1897 a fost înființat primul club dedicat acestei rase în Statele Unite ale Americii. Buldogul francez are un corp în miniatură, asemănător cu mastiful, corpul este mic, compact, îndesat, musculos, capul este pătrat, lat, are un bot pătrățos, turtit, nasul este negru, ochii sunt rotunzi și mari, mai depărtați unul de altul, maxilarele sunt late, puternice, urechile sunt mari, asemănătoare cu ale liliacului, sunt ridicate, ușor rotunjite, gâtul este scurt, gros, pieptul este lat, proeminent, membrele sunt scurte, ușor distanțate, coada poate fi dreaptă, conică, răsucită, are o lungime redusă, blana este scurtă, moale, deasă și fină, culoarea blânii poate fi negru, alb cu pete închise, roșcat, alb cu negru, crem, cafeniu, blu, gri, maro,
tărcat. Înălțimea poate ajunge până la 30-32 de centimetri, greutatea poate fi situată între 8 și 14 kg la maturitate. Durata de viață poate fi cuprinsă între 12 și 14 ani, însă acest barem a fost depășit uneori de unele exemplare de câini care au beneficiat de o mai bună îngrijire, atenția cuvenită, iubire oferită de stăpânul său pe durata întregii sale vieți. Buldogul francez este un câine inteligent, independent, curajos, vesel, sensibil, prietenos, afectuos, iubește mult joaca cu copiii, devine gelos atunci când stăpânul său nu îi acordă o suficientă atenție sau și-o îndreaptă către altcineva, este rezervat în prezența străinilor, uneori încăpățânat, dar printr-un dresaj corect, adecvat, ferm, cu profesionalism, răbdare, iubire, înțelegere din partea stăpânului său, va învăța repede să răspundă comenzilor date către el. Socializarea trebuie începută încă de timpuriu, atât față de oameni, cât și față de celelalte animale din gospodărie. Buldogul francez are în general o stare bună de sănătate pe întreaga sa durată de viață, însă sunt destul de sensibili la unele boli, cum ar fi boala von Willebrand, sindromul brahicefalic, pneumonia de aspirație, boala Sherry-Eye. Trebuie ținut cont și de faptul că pot deveni supraponderali dacă nu beneficiază de o dietă corectă. Se adaptează foarte bine la viața de apartament, însă trebuie educat să-și facă nevoile afară. De asemenea, trebuie ferit de schimbările bruște de temperatură, fiindcă este un câine de interior, nu suportă frigul și căldura excesivă. De știut este și faptul că buldogul francez nu știe să înoate. Dragii mei iubitori ai animalelor de companie, buldogul francez este un cățel simpatic, jucăuș, vioi, bătăios, amuzant, dă dovadă de calități incontestabile. Regimul său de activitate zilnică nu este foarte ridicat. Adoră la un moment dat să se așeze comod într-un spațiu liniștit, rezervat doar lui. Este un companion excelent, potrivit și pentru persoane de vârsta a doua și a treia, este un cățel iubit încă de la prima sa înfățișare de marea majoritate a oamenilor. Zilnic trebuiesc efectuate plimbări, alergare, exerciții, antrenamente, joacă cu el pentru a își elibera din energie, cât și pentru a fi stimulați fizic și mental. Evitați să îi țineți închiși timp îndelungat, fiindcă pot deveni în timp nervoși, anxioși, agresivi. Asigurați-le libertate de mișcare în aer liber, zilnic, minim 30-40 de minute, în 2-3 reprize, fiindcă altfel pot deveni destructivi. Preferă joaca cu copiii, dar vă recomand o supraveghere îndeaproape a tuturor interacțiunilor dintre câini și copii, pentru a se evita din start orice eveniment neplăcut. Învățați-vă copiii din timp cum să se comporte în preajma câinilor, să nu îi lovească intenționat, să nu îi tragă de coadă sau de urechi, să nu le ia niciodată mâncarea din față atunci când aceștia mănâncă, să nu îi deranjeze atunci când, virgulă, câinii dorm, prin diferite zgomote puternice, fiindcă câinii se pot speria și pot ulterior să aibă un comportament agresiv, să nu intre pe teritoriul lor fără acceptul stăpânului sau în lipsa acestuia, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, cam acestea au fost de spus în mare despre câinele din rasa buldog francez. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal,
intitulat Animalul tău de companie, de pe YouTube, vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți care nu v-ați abonat să vă abonați pentru a cunoaște împreună, zi de zi, noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie și nu numai, dragi nouă tuturor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vă rog mult, din suflet, să nu uitați, după vizionarea acestui episod, de like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!